Și cu patru mijlocași în fața sa, toți cu tendințe, să spunem, ofensive. Să vedem centrarea lui Țigănașu. Pare bună! Gol! 1-1! Egalează Lopez! Ce spuneam? Botoșaniul nu joacă rău deloc. Dacă așa arată jocul ultimei clasate, scuzați-mă, dar avem campionat bun. Filip lasă pentru Țigănașu, centrarea perfectă. Și Enzo Lopez restabilește egalitatea. Argentinianul Enzo Lopez la al doilea său gol în doar 3 partide. A marcat și în partida câștigată de Botoșani în fața Iașiului. Și este, spuneam din nou, un meci în care ambele echipe marchează. Pop, situație foarte bună, 3 contra 2, superioritate pentru UTA. Pop prelungește, însă nu face chiar ideal. Omondi continuă faza în flancul stâng, întoarce, Freitas într-o poziție